Ziua 240. Oamenii trăiesc identificându-se cu trupul lor. Așa devine corpul o închisoare. În loc să te ajute să te dezvolți spre infinit, identificarea cu corpul te face foarte finit, foarte mic. Aceasta este una dintre cauzele fundamentale ale nefericirii. Corpul va îmbătrâni, iar apoi îți va fi frică, vei fi speriat, ai îmbătrânit. Corpul tău se va îmbolnăvi și îți va fi nespus de teamă, iar mai devreme sau mai târziu, corpul îți va muri. Poate că încerci să o treci cu vederea, dar ea este acolo. Vezi oameni murind, nu poți nega. Poate că încerci să-ți ferești privirea, dar în adâncul sufletului tău știi că și tu vei muri. Acest lucru creează un tremur, o tristețe interioară, din cauza faptului că viața îți va fi luată în curând, iar tu nu ai împlinit nimic încă și nici o floare nu a înflorit în tine. Identificarea cu corpul devine identificarea cu moartea, cu bătrânețea, cu boala. În momentul în care nu te identifici cu corpul, în momentul în care știi că ești complet separat și conștient, în acel moment vei fi numai decât eliberat de boală, de bătrânețe, de moarte. Toate acestea îi se vor întâmpla corpului, dar tu nu vei fi decât un martor, un observator. Ele nu au nimic de a face cu tine. Experiența care are loc în corp nu mai are nici o legătură cu tine, ceea ce înseamnă o imensă libertate, o eliberare, devii brusc ușor. Acea ușurătate este unul dintre produsele secundare ale meditației. Meditația înseamnă arta de a fi martor. Începe prin a fi martorul corpului tău și apoi al minții tale și ieși din ambele. De fapt, prin meditație vei fi în afara ambelor, iar în ziua în care vei ști cu certitudine că nu ești corpul și nici mintea, te vei fi întors acasă. Vei ști cine ești.